Vineri după amiază, Drăgaica, cel mai vechi târg din zona Munteniei, și-a redeschis porțile. În prima parte a spectacolului, artiștii locali au fost cei care au încântat publicul, iar melodiile populare interpretate de soliști au prins pe petrecăreți în hore. Vreau să mă petrec cu prietenii de-o viață, vreau să mă cinstesc. Astăzi este ziua mea, vreau să mă petrec cu prietenii de-o viață, vreau să mă cinstesc. Oh, 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 10.000 dacă-ți avea, nu călcați în urma mea. Ce iar meu e pus deoparte, că numai Domnul le împarte. Înainte de cel mai așteptat moment al serii, concertul Andra, edilul Constantin Toma și ministrul culturii Lucian Romașcanu s-au adresat miilor de buzoieni prezenți în Drăgaică. Bună seara, dragi buzoieni! Mă bucur că sunteți în număr așa de mare aici. Astăzi suntem din nou în Drăgaică, cel mai vechi târg din România, atestat documentar. Acum 245 de ani, este deja o tradiție istorică la Buzău, iar această tradiție istorică înseamnă pentru noi buzoienii cultură, domnule ministru al culturii, înseamnă identitate buzoiană, înseamnă istorie. Mă bucur că suntem aici, Buzău merge mai departe și prin tradițiile sale, iar când rostești doar cuvântul Drăgaică, rostești și cuvântul Buzău. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în acest proces extraordinar de schimbare în binea Buzăului. Încercăm să construim un Buzău oraș magnet până în 2030 și ne vom ține de cuvânt chiar dacă mai sunt și șoteli. Sunt o mulțime de proiecte pe care le vom duce la capăt. Și nu numai cu străzile, și cu educația și cu cultura. Vă mulțumesc foarte mult că suntem împreună în acest proces. Bună seara tuturor! Mulțumesc, domnule primar! Este absolut minunat ce se întâmplă. Cineva mă sabotează, da. O luăm din si bemol. Nu o să cântăm nimic în seara asta. Sigur, după ce ne-ați văzut pe noi, ce urmează o să vă placă și mai mult. Vreau doar atâta să-i mulțumesc, domnului primar, că a organizat așa un spectacol frumos la 50 de ani de la prima mea venire la Drăgaică în Buzău. Mulțumesc mult, domnule primar, distrați-vă, simțiți-vă bine și să ne vedem sănătoși de fiecare dată. O seară frumoasă, la revedere! Doamne ajută! Prima seară de spectacol din Drăgaică a fost încheiată de concertul impresionant al Andrei.
Potrivit organizatorilor, în prima zi a târgului au venit peste 20.000 de persoane. Distracția îndrăgaică va continua în fiecare seară până pe 25 iunie, cu spectacole susținute de artiști de ieri și de azi, care vor aborda stiluri diferite pentru toate gusturile.